pot să aduc cu permisiunea dumneavoastră de discuție într-un plan un pic mai practic, mai pragmatic. Dându-vă câteva idei despre ce am încercat să facem la Agenția Națională a Medicamentului pentru a facilita atât activitatea, cât și a ne diversifica activitatea. Mă voi referi la experiența în trei domenii, în trei programe operative sectoriale, creșterea competitivității economice, dezvoltarea capacității administrative și, în final, dezvoltarea resurselor umane. În general, în momentul când mă duc la diverse manifestări, la diverse întâlniri, cred că cel mai important lucru sunt ideile care ne vin în minte și pe care încercăm în măsura în care putem sau nu să le punem în practică. Ideea unui grant pe post-CCN a venit în momentul în care am constatat la Agenția Europeană a Medicamentului că alte organizații similare, alte agenții, de asemenea Agenția Europeană a Medicamentului, fac niște adevărate parteneriate cu producția, parteneriate cu industria. În momentul în care un producător dorește un medicament nou, între acest producător și autoritate se instalează un dialog în care producătorul este ghidat pentru a-și termina procesul de dezvoltare tehnologică pentru a pune pe piață un produs nou. Acest lucru, din păcate, în România nu este posibil și nu pentru că nu am avea dorință sau pentru că nu am avea experiență, ci pur și simplu pentru că, strict dependent de reducerea masivă a salariilor, exodul de personal din agenție nu face posibil, la ora actuală, un dialog între industrie și autoritate în diversele sale aspecte. Indiferent dacă e vorba de evaluarea dosarelor, de depunerea de variații, de publicitate, de activitatea de inspecție, în toate domeniile în care se desfășoară activitatea la NMDM, exodul de resurse umane nu permite un dialog cu agenția. Pot chiar să vă spun că nu mai pot să îmi permit să aprob audiențe pentru că nu am oameni care să susțină competent aceste audiențe. Și atunci, una dintre variantele logice de a merge înainte este de a crește nivelul de pregătire al industriei. Cum? Încercând să realizăm un program de e-learning în care virtual să concepem niște module de curs care poate să fie accesate atât de către producători, cât și de către distribuitori, cât și de mediul academic și, de ce nu, chiar de către pacienți. Pentru că exodul nu este numai în Agenția Națională a Medicamentului, este în tot sistemul sanitar și pe măsură ce vor pleca medicii din sistemul sanitar, pacienții noștri vor trebui să se bazeze tot mai mult pe creșterea nivelului de cultură medicală și pe dobândirea informației medicale prin mijloacele pe care le au, pe internet, prin prospecte sau prin site-uri oficiale. În mod corespunzător, avem o astfel de inițiativă depusă la Ministerul Industriei, în cadrul post-CCE-ului și vom vedea, este o competiție deschisă, în măsura în care vom avea sau nu vom avea succes. Pe AFSA post-DCA am depus un proiect în care dorim, dacă vreți, o creștere a fluxurilor și o îmbunătățire a fluxurilor în cadrul agenției. Motivul sunt numeroase riscuri legate de depunerea actuală a documentației pe hârtie. Dacă cumva unul din mari producători va avea bună inspirație să pozeze un lucrător de la Agenția Națională a Medicamentului care scoate pe umărul drept sau pe umărul stâng un dosar plin de hârtii și dacă cumva va apare o suspiciune că cineva a fotocopiat un dosar, vom plăti daune cât nu merită. Dar una din variantele de a facilita fluxul este un serviciu de arhivare electronică, un serviciu unic de fotocopiere și tot ceea ce înseamnă cursuri pentru a îmbunătăți nivelul de informatizare și creșterea cunoștințelor în domeniul IT în Agenția Națională a Medicamentului. Avem un proiect post-CCA depus în acest sens și i-a trecut de evaluarea inițială, suntem în evaluarea finală. Câteva reflexii referitoare la programul post-drum. Cred că ar trebui, sunt foarte mulți directori de spital,
spitale sunt foarte mulți colegi medici prezenți în sală. Și trebuie să, cred că ar trebui extinsă, cuvântul de dezbatere cu universitățile de medicină și farmacie. Foarte multe centre din spitale sunt nu numai centre de excelență pe domeniul lor de specialitate, dar și clinici universitare de prestigiu. Și cred că această dualitate, secție clinică în care avem atât activitate sanitară de prestigiu și experiență în acest domeniu, cât și medici sau învățători, profesori de renume, trebuie folosită. Referitor la POSDRU, apreciez foarte mult cuvintele domnului profesor Pușcaș de aprecierea capitalului uman. Și cred că este unicul avantaj pe care sistemul românesc îl mai are față de multe alte sisteme. Nivelul ridicat de expertiză în domeniul medical, pe care încă îl avem, dar nu vom mai avea pentru mult timp, pentru că pleacă colegii ai noștri din toate specialitățile în afară. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui să atenționăm autoritățile centrale că investiția în capitalul uman este o investiție pe termen lung și că dacă pleacă oamenii, va fi foarte greu să refacem acest capital, să refacem acest bazin foarte important de expertiză în toate domeniile sistemului sanitar. Și atunci, POSDRU reprezintă o variantă de a menține oamenii în sistem și de a le da posibilitatea de a fi performanți în domeniu. Am inițiat anul trecut un proiect împreună cu MFR-ul Hateriau din Cluj și salut pe lumea domnului profesor Bojită în sală, împreună cu Agenția Națională a Medicamentului, în ideea tot de realizare a unor cursuri de data asta pentru oamenii din agenție, pentru a crește nivelul lor de expertiză. Cred că suntem însă în egală măsură foarte optimiști. Am depus foarte multe proiecte, atât pe UMF, cât și în Agenția Națională a Medicamentului. Și cred că ar trebui să fim cu toți să realizăm care sunt consecințele acestor depuneri. Nu cred că este important numai să depunem și să acceptăm, dar și să implementăm proiecte. Și îmi permit câteva aprecieri critice, pentru că profit pe prezența autorităților în sală. Foarte mulți din beneficiari nu au știut sau nu au conștientizat că trebuie să își realizeze niște structuri în cadrul serviciului respectiv, indiferent că vorbim de UMF-uri, că vorbim de spitale, că vorbim de autorități, pentru a implementa aceste proiecte, pentru că reprezintă proiecte diferite față de proiectele de cercetare cu care era învățată lumea medicală. Nu se poate compara un proiect pe fonduri structurale cu un proiect de tip PN2 sau CEI sau cu alte proiecte pe care lumea medicală, cercetătorii din lumea medicală obișnuiau să le acceseze. Ele nu sunt proiecte de cercetare, sunt proiecte de management, au cu totul și cu totul altă caracteristică și au cu totul și cu totul alte riscuri care derivă strict din caracteristicile programului. Ca care cred că ar trebui să conștientizăm, dacă accesăm aceste proiecte, că trebuie să ne creăm în spate o resursă umană care să fie capabilă să implementeze aceste proiecte. De asemenea, și poate că ar trebui și AMEU-urile și OIU-urile să insiste în acest sens. Poate că nu vă spun o noutate, dar între AMEU-uri și OIU-uri, de foarte multe ori, politicile diferă. Autoritățile de management din ministere și organismele de implementare din ministere nu au aceeași viziune referitoare la foarte multe din aspectele practice ale diverselor proiecte. Și de aici derivă riscuri foarte, foarte mari. Pentru că se realizează la un moment dat un proiect de fenomen de ping-pong în care beneficiarul este trimis de la AMEC la OI și invers pentru a obține calificări și ajunge la un moment dat într-un moment mort. Poate că ar fi o idee bună să învățăm din experiența anterioară, mai ales dacă ne dorim o axă prioritară strict pe domeniul sănătății, de așa natură încât aceste politici să fie unitare și să meargă într-o întâmpinare a beneficiarilor, de așa natură încât să reducem riscurile.
De asemenea, poate că nu vă spun noutăți, dar riscurile mari în aceste programe sunt unul din riscul mai, unul din motivele principale pentru care aceste proiecte, și mă refer în special la postul, nu merg bine, este datorită nivelului de salaritare foarte mic de la autoritatea de management și de la organismul de implementare. Și poate că ar trebui găsite mijloace de a cointeresa oamenii care implementează aceste proiecte din proiectul de finanțare. În momentul în care ai 12 milioane pe lună sau 1200 de ron în bani noi, îți vine extrem de greu să dai bun de plată pentru oameni care sunt plătiți de 10, 20, 30 de ori mai mult. Ai o areșcare strângere de inimă, poate fiziologică, poate patologică, dar o ai. Și cred că ar trebui să învățăm din această experiență anterioară. Ca și viitor, una din variantele pe care le-am în minte, probabil printr-un program post-CG, dar ar trebui să fie un nivel de finanțare foarte mare, este un registru unic de evidențiere al dispozitivelor medicale la nivelul României. Foarte multe dispozitive medicale sunt contrafăcute, nivelul de contrafacere pe device-uri este mai mare decât în domeniul farmaceutic. Și cred că acest lucru are riscuri asupra sănătății populației. Cred că un registru unic în care fiecare device medical are un cod de bare sau un element de identificare matricială care face ușor identificabil de la producător sau importator și până la producătorul final, ar fi un element care va fi în beneficiu sănătății publice și în beneficiu producătorilor care nu contrafac device-uri medicale. Vă mulțumesc, m-aș bucura dacă v-am dat idei, dar și natură încât fiecare dintre noi să acceseze și să ajute la implementarea de performanță.